Tâlhăria a avut loc azi noapte la ora 2 pe strada Dacia. O femeie de 50 de ani a fost deposedată de poșetă prin violență, suspectul fugind în direcția Săvinești. Au fost alertate patrulele de siguranță publică din zonă, bărbatul fiind depistat de polițiști la mai puțin de 10 minute de la sesizarea faptei pe strada 23 august. De ce ai tâlhărit? I-ai pus cuțitul în gât? Poșeta în care se aflau două telefoane mobile, o sumă de bani, un card bancar și documente de identitate a fost restituită părții vătămate. Suspectul infracțiunii de tâlhărie a fost reținut la mai puțin de 10 minute de la comiterea faptei. Asupra acestuia a fost găsită geanta cu bunurile părții vătămate. A fost reținut pe timp de 24 de ore și urmează să fie prezentat parchetului cu propunere de arestare preventivă. Bărbatul acuzat de tâlhărie a primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile.